Această motociclistă a fost implicată într-un accident cu un taximetrist, iar acum strigă tare în presă că este victima unor abuzuri ale polițiștilor care vor să scoată vinovată să-l scape pe taximetrist, care este martor de serviciu. Ei bine, haideți să vă spun care este părerea mea obiectivă, pentru că nu cunosc nici șoferița, nici taximetristul, nici nu sunt din județul respectiv, și anume că avem un singur vinovat, motociclista, pe baza imaginilor, da? Se vede clar. Pentru că aceasta n-a păstrat o distanță regulamentară față de vehiculul care circulă în fața sa, chiar dacă acesta este taximetrist și n-are nicio importanță cu ce se ocupă șoferul din față. Tu, ca motociclist sau ca șofer de autoturism sau de autobuz sau de camion, trebuie să păstrezi o distanță suficientă față de vehiculul din fața ta, astfel încât să eviți ori să piști tu, ori să intri în impact cu acesta. Și pentru că impactul s-a produs pe banda lor, da? Este vinovată doar motociclista, pentru că așa se aplică vinovăția, da? Se consideră nepăstrarea distanței în mers. Dacă motociclista ar fi fost în depășire și impactul s-ar fi produs dincolo de axa drumului, pentru că taximetristul ar fi făcut un viraj spre stânga fără să se asigure, aia era cu totul și cu totul altceva, pentru că în acel caz, știți voi că am tot explicat cazul acesta mereu, da? Taximetristul este obligat să se uite în oglindă și dacă vede că motociclistul a trecut de axa drumului, este obligat să aștepte. Și dacă avem linie continuă, este o culpă comună, dacă avem o linie discontinuă și depășirea este regulamentară, era vinovat doar taximetristul. Dar atenție, asta doar dacă era dincolo de axa drumului. Atât timp cât impactul s-a produs pe banda lor și taximetristul mergea în față, frumos, el chiar dacă te vede că vii din spate, n-are cum să evite impactul. Ce să facă? Să-și ridice vehiculul ca în Inspector Gadget? Cum să facă? N-are cum să evite, da? El a făcut un viraj spre stânga și tu trebuie să observi acest lucru și dacă ai o distanță suficientă, oprești sau îl eviți. Dar, pentru că distanța era foarte scurtă, de viteză nu mă pot pronunța, pentru că nu stabilesc ochiometric ce viteză a putut să aibă motociclistul, dar, v-am spus, dacă avea o distanță suficientă, avea timp să-l vadă și să evite impactul. Așadar, haideți să ne asumăm răspunderea pentru greșelile pe care le-am făcut și să nu mai căutăm tot felul de scuze și tot felul de presupuneri din astea că taximetriștii sunt martori de serviciu și polițiștii vor să-i favorizeze. Nu se mai pun martori asistenți în cauze penale de vreo 10 ani, deci nu mai ține nici asta.